Costul ridicat al mâncării reprezintă un mare motiv de îngrijorare pentru 3/4 dintre britanici. Unul din 5 în medie spune că sare peste unele mese sau apelează la băncile de alimente. La rândul lor, autoritățile germane au aprobat o creștere a salariului minim din toamnă pentru a ajuta pe angajații cu venituri reduse. În Australia, de pildă, salata verde s-a scumpit și cu 300%. Un cunoscut lanț de fast food a înlocuit cu varză jumătate din cantitatea obișnuită de salată verde din sandvișurile cu pui, dar soluția i-a înfuriat pe clienți. Avem de-a face cu o criză națională, a denunțat însuși premierul Australiei, Anthony Albanese, după ce jumătate din cantitatea de salată verde folosită în sandvișurile cu pui a fost înlocuită cu varză. Soluția i-a înfuriat pe cumpărători, însă problema scumpirilor rămâne. În Australia, unde inflația a urcat la 5,1%, salata verde s-a scumpit și cu 300% în unele orașe din cauza recentelor inundații și a creșterii prețurilor la carburant la nivel mondial. O singură salată verde iceberg, care putea fi luată altădată cu 2 dolari australieni, costă deja aproape 8 dolari în Sydney și Melbourne. Dar mâncarea e mai scumpă peste tot în lume. Spaghetti al pomodoro. Grazie. Prego. This is the quintessential Italian meal, spaghetti with tomato. But the price of this Italian staple has increased tremendously over the last year. Pentru că a crescut abrupt prețul ingredientelor de bază, paste din făină de grâu și sos obținut din tomate proaspete. Proprietarea unei fabrici de paste din sudul Italiei spune că unele dintre ingredientele din rețeta proprie s-au scumpit și cu 100%. Il costo è... We have increased the price of our final product by 30%. The cost is high, but the consumer continues to buy the affordable products that everyone can use at home. Chiar și așa, pasta al pomodoro rămâne preparatul culinar cel mai accesibil pentru italieni, care mănâncă într-un an 22,5 kg de paste. La o fermă de lângă Roma, proprietarii se plâng că numai costul îngrășămintelor a crescut cu 150% anul trecut, așa că au luat o decizie drastică, să reducă numărul de roșii plantate cu 40% pentru că nu știau cum va fi piața când recolta va fi gata de cules. Ed è alla base della nostra dieta. Tomato is the base of the Italian diet, during the summer as fresh produce and during the other seasons as canned products. În schimb, fermierii germani au preferat să lase recoltele de sparanghel și căpșuni pe câmp. Nu mai pot acoperi costurile. Inflația a atins un nivel record, aproape 8%. Es gibt Millionen Menschen, die in Armut leben, auch bei uns in Deutschland, die am Ende des Monats nicht wissen, was auf den Teller soll, wie man die Familie ernähren soll. Iar perspectivele nu sunt deloc încurajatoare. The sharpness of the slowdown is really concerning. We think it's the biggest slowdown of the global economy in 80 years. I think many countries will see a recession in this cycle. It has to do with the raw materials, energy prices, fertilizer, food, all up, and that is a big part of people's budget. If you think of households around the world, they're really feeling the strain. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.